Am depus actele pentru reinstalarea normalității în municipiul Giurgiu. Am depus actele pentru candidatura mea la funcția de primar al municipiului Giurgiu și, evident, lista de consilieri locali. Cine face parte de pe lista de consilieri? Da, este o listă suplă, o listă formată din giurgiuvenii adevărați, giurgiuvenii pur sânge, dacă pot spune asta, din toate categoriile profesionale. Avem jurist pe domnul Ghincea, avem absolvent din facultatea de teologie pe domnul Olteanu, avem hairstylist, avem șoferi, avem o listă foarte frumoasă. Am ales domnul Diaconescu și domnișoara Alexandra Preda, o listă de 12 consilieri, pentru că la noi în Giurgiu s-a întâmplat o metodă. Băgăm copilași pe locul 17, 18, 19, cei șmecheri prin funcții bune și bagă copilașii la 23, 24 de ani, 25 de ani, fără experiență, să-mi conducă mie familia și copiii mei. E, asta am vrut ca să demonstrez că se poate și fără intervenții politice pentru a prinde funcții profesionale. Cum vedeți bătălia Da, domnul Diaconescu, din punctul meu de vedere, va fi o bătălie crâncenă. Iată, domnul Barbu vine cu două mandate în spate, domnul Anghelescu vine cu un mandat în spate. Eu puteam să am un mandat de consilier local, însă nu a vrut să mă valideze pentru că sunt o voce puternică, am multă personalitate și la mine nu se putea cu jumătăți de măsură să dăm contracte, să... Nu, la mine transparentizarea banului public va fi primordială, exact ca și normalitatea. Din punctul meu de vedere, din instalarea normalității în municipiul Giurgiu, se începe cu asigurarea giurgiuvenilor în ceea ce privește siguranța lor, după care crearea pârghiilor pentru crearea locurilor de muncă a unor de afaceri care vor să investească la noi în oraș, după care primordial pentru noi va fi educația copiilor noștri, elevilor noștri, care, cu iertare să-mi fie, lasă mult de dorit în municipiul Giurgiu, și proiectele sunt multe pe care le voi dezvolta pe parcursul campaniei.